100 de metri am ajuns și la cetate, în Racoș. Mai am foarte puțin timp să prind trenul. Vreau să vă spun că la întoarcere nu o să merg cu un tren direct, pentru că nu există, era doar la 3 și să le fi luat pe la de 3 era prea devreme, nu puteam să văd totul. Așa că o să merg cu un regio până în Brașov, o să stau în Brașov vreo 50 de minute. Și după aia o să merg de acolo în București și o să ajung în București pe la 22:30. Cam aceasta este cetatea. Să vedem cam cât timp mai am să stau aici. E 4:30, ar mai fi vreo 40-45 de minute de stat. Căutam intrarea în cetate, castel, unii spun castel, de fapt castel, cred că se numește, și nu găsim. Nici nu știm dacă se intră undeva în cetatea asta aici. Mai erau cu câțiva turiști și tot așa și ei întrebau dacă cumva există undeva o intrare unde putem să intrăm înăuntru. Să vedem de sus, să vedem prinăuntru cumva ceva. Într-o practic niște ziduri, dar curățenie, făcut așa printre ziduri și un ghid cât de cât care explică.
încărcat sticla cu apă, că e o fântână acolo, exact în gară, și stup în tren. Deci am făcut totul pe ultima 100 de metri, nici n-am mâncat de pe dimineață, pentru că vreau să-mi ajungă timpul să filmez peste tot.